Atige și Mihai au primit și filmulețele acelea, știți, care le fac susținătorii și le trimit cu momente din competiție. S-au uitat cu plăcere la ele, era și Dani acolo, însă s-au oprit destul de repede și brusc se așteptau la mai mult și Dani chiar le zicea că a durat două minute, două minute și ceva. Și spunea Mihai, păi două minute și ceva, la câtă cearta am avut eu cu ea. S-au dat și momente de, de când s-a pus în spatele lui la acea alegere care a avut de făcut și momente când ei se certau aveau discuții și Mihai a fost glumeț pe tema aceasta. Apoi își aminteau cum au pornit la început, că Bogdan a vrut să o cunoască pe Hatige și cum au avut blind date împreună. Își aminteau cât de mult s-au certat Hatige și Mihai, în prima parte a competiției, ce și-au spus și spunea Andrei că acum o să vă amuzați și de acum înainte întotdeauna pe acele momente, însă atunci nu a fost prea plăcut. Așadar, cei doi au avut parte și de filmulețele care vin de obicei la aniversări.